Trebuie să aveți afișat adresatul de producător și prima fila carnetului comercializat. Aici, da? Dar nu ești din tarafa mea aici mereu. Eu stau unde îi. Păi nu contează. Vindeți o oră, trebuie să aveți atestatul afișat, copii după el și copii după carnetul de comercializat. Și voi. Și de la noi. Da? Păi unul de la noi. Etichete pentru fiecare produs pe care îl comercializați. Fiecare produs trebuie să fie trecut în carnetul de comercializare. Da, am trecut. Când ați plecat de acasă, da? Când ajungeți, vă pune, așezați marfa pe tarabă, puneți etichetele. Dar de ce vă uitați încolo când... Păi, presupun că aveți acolo. Nu, eu aici, atâta, miezul și ce pufora asta, că atât, restul nimic, n-am treabă acolo. Oamenii legii au cerut ca toți comercianții să aibă documentele la vedere. Aia sunt eu. Ai nevoie de un buletin? Carnetul. 28 a doua, da. Vă dau și-o fix. 2604, avem ceapă. Rădăcinoase, verdețuri. Verdețuri. Da. N-am mai pus categoria verdețurilor, știi că se includ. Eticheta la ceapă. Aici, 10 lei. Da? Da? Ăștia trebuie dați deoparte, ca nu-i deshidratați. De exemplu. Poți să-i pun încântat? Scoatem banana de aici. Poți să-i cântărim. Ăștia deshidratați, nu ar fi scalt la vânzare. Stricați. Trebuie triat, știți, chestia asta. Da, o să-i dau de parte. Da. Certificat de înregistrare este copie. Al societății, copie, da, asta copii. Să știți că trebuie afișată. Șeful Protecției Consumatorilor spune că în piețele din Iași comercianții respectă legislația. Din ce ne-am dat seama, în Iași cel puțin se respectă acest atestat de producător. Ei vând doar produse care le au în curte, dar cu... Ați văzut și dumneavoastră neplăcerea am avut-o la cei care au acoperit marfa și au plecat, cum au văzut un pic agitație din partea colegilor, pentru că suntem împreună și cu cei de la Direcția Agricolă care au competență strictă cu producătorii agricoli și, Doamne ferește, nimeni nu are cu ei, dar atestatul de producător trebuie să acopere doar produsele care le are în gospodărie, nici de cum portocale din Grecia. Astfel de controle vor fi intensificate și în perioada următoare.